în legătură cu faptul că președintele Parlamentului a anunțat că la orele 17 în incinta Parlamentului Republicii Moldova va avea loc acel exercițiu de investire a noului guvern, eu, ca conducător al Poliției Naționale, am primit unele semnale deja de la mai multe servicii operative, precum că diverse persoane încearcă să protesteze, să se organizeze, să protesteze în preajma acestui Parlament, având alte opțiuni decât cele care sunt. Rog și chem, prin intermediul mass media, ca toți cetățenii Republicii Moldova care vin la aceste proteste sau care sunt chemați la aceste proteste, dacă au dorința să vină, să-și manifeste opțiunea într-un mod pașnic, civilizat, non-violent. Poliția va fi la datorie și este deja la datorie de câteva ore bune. Asigură securitatea sediului Parlamentului, vom asigura securitatea deputaților Republicii Moldova care vor merge în Parlament pentru a-și da votul pentru acest guvern, vom asigura securitatea candidaților la funcție de ministri în Guvernul Republicii Moldova și vom asigura securitatea altor funcționari care este nevoie să accedă în clădirea Parlamentului. Rog și cer insistent organizatorii acestor proteste 1. Să respecte legea. 2. Să-și asume responsabilitățile pentru consecințele în cazul când nu vor controla unele persoane care vor veni la aceste proteste. 3. În cazul în care organizatorii observă în mijlocul lor persoane în stare de ebrietate, persoane care nu sunt adecvate, rog și cer ca conducătorul poliției aceste persoane să fie izolate, dacă nu pot fi izolate cu propriile forțe, să fie identificate și informată poliția.